Simona Halep a făcut un anunț de ultim moment. De ce nu va juca tenismena pentru România, în bilie Jean King Cup? Fără doar și poate, Simona Halep se numără printre cele mai bune jucătoare de tenis din lume. Știm, de asemenea, că tenismena a fost testată pozitiv la o substanță interzisă în rândul sportinilor de performanță, în cursul anului trecut, în cadrul turneului US Open 2022. De ce nu va juca Simona Halep pentru România, în bilie Jean King Cup? Potrivit ultimului anunț făcute de Federația Română de Tenis, Simona Halep nu va juca pentru România, în barajul cu Ucraina, din bilie Jean King Cup. Se pare că jucătoarea de tenis s-a retras din cadrul competiției sportive din cauza unor probleme medicale cu care se confruntă. Amintim faptul că româncă se resimte, după primul meci oficial jucat, asta după ce a fost suspendată din tenis pentru o perioadă de timp, după ce la finalul anului 2022 a fost acuzată de dopaj. Federația Română de Tenis a dezvăluit motivul. Mai mult decât atât, în cadrul postării făcute pe Facebook, Federația Română de Tenis a dezvăluit faptul că Românca s-a accidentat, astfel că nu va participa în competiția contra Ucrainei. Din motive medicale, Simona Halep nu va putea fi prezentă alături de echipa României la confruntarea Billie Jean Kim Cup împotriva echipei Ucrainei. În sănătoșire rapidă, Simona Halep a fost mesajul transmis de Federația Română de Tenis, în urmă cu puțin timp, pe Facebook anunțul făcut de Simona Halep despre participarea la Jocurile Olimpice. În cursul zilei de luni, 25 martie 2024, Simona Halep a fost întrebată de către reporteri despre participarea la Jocurile Olimpice din 2024. În acest fel, fostul lider mondial a precizat că își dorește să evolueze în cadrul acestei competiții sportive. Totuși, românca mărturisit că sunt șanse minime să se întâmple acest lucru. Mi-aș dori foarte mult să încerc să mă calific, dar din ce am înțeles sunt șanse minime. Ce să zic, la Paris să joc Olimpiada ar fi minunat, dar nu vreau să-mi fac speranțe prea mari. Pentru că nu am clasament, nere motivul pentru care are șanse mici și trebuie să fiu în primele 60-70, cam așa, a spus Simona Halep pe aeroport.